Salutare și bine v-am găsit la un nou video. Au apărut multe farse noi la prova cu mustață. Unde rămas la trecută? Asta n-am făcut-o. Deci am făcut-o asta Misty Turn Miss Magnet, o țin minte. Dar asta Up Intern n-am făcut-o și o facem în secunda asta. Și sincer să fiu, nu știu, cât mai mult să vină, cât mai multe farse la prova cu mustață. Pentru că o să le facem efectiv pe toate. Zice că este ultima zi de vară. Bun. Uite, profa, încă este soare la ea, se simte bine. Ce mănâncă? Că nu-mi dau seama. Se dezinfectează pe mâini. Băi, alea dietă? Mănâncă morcov cu salată? Ce se întâmplă? Ce zice pe acolo? Că nu înțeleg nimic. Ce-a auzit? Ia uite cum merge. Deci, practic, noi ce trebuie să facem astăzi este să-i stricăm ultima zi de vară la profei. Bă, de ce nu merge să deschid? Am înțeles. Deci eu trebuie să schimbăm ultima zi de vară. Păi, hai să vedem ce putem să facem. Mă gândesc, stai mă, sar, așa. Mă gândesc că trebuie să mergem în spate. Ia uite, m-am pus aici Shred, să știu aici că e de barau ei. Ok. Avem ceva pe aici ce putem folosi? Chestiile astea, par fi ceva nou. Adică, nu am văzut. Cleștele de mustață, luăm și pe ăsta. Vedem ce să facem. Hai să vedem în spate. Păi, mă gândesc, cum îi strici? Depinde ce face profa. O stai bă că vine. Bă, exact în bă, hai să mă duc sus. Mă duc în casă. Deoarece exact. Ia uite, uite și ce face. Se întinde. A, asta trebuie să iau. Ce cu bateria asta? Bă, am luat câtă mai bateria? Uitați-vă și voi ce baterie avem. Că e nebunie. Zici că e aragaz. Hai să mergem aici. De ce nu se deschide așa? Perfect. Sala e de sport. N-am făcut sport, profă, de mult. Hai că te știu pe tine. Cotrobăim tot pe aici. Cărți? Ce birou e? Ce asta? Are birou? Nu și-am mai renovat toate camerele, că unele camere au nevoie de renovare. Ce avem pe aici? Profa, unde ești? Că nu te văd. Camera e de muzică. Ok. Workshop. O, ce fain că am pus nume ca să știm ce este. De parcă nu știam. Ok, aici nu pare fi nimic nou. Profa este încă jos, ceea ce este foarte bine, pentru că atunci noi putem să mergem în baie. O pus aici semne. În baie trebuie să luăm ceva. Nu cred. Ia să vedem pe aici așa. Nimic din câte văd eu. Profa e la televizor. Foarte bine. Ce candelabru mare, acum îl văd. Mereu era candelabru ăsta așa de mare. Mai am două, trei camere de văzut. Ranga baranga. Nu o luăm acum. Aspiratorul. Ia să vedem pe aici ce mai avem. Torcerul, camera de tortură. Ia uite și tu. Profa unde merge? Merge. Dacă profa merge afară, eu o să merg în bucătărie să vedem care e faza mă pe acolo. Adică ce facem în bucătărie? Că nici măcar nu știu despre ce este vorba la farsă. Să vedem. Deci, deschidem tot. Găsim poate ceva. În care lucruri pe care ne trebuiesc. Aici nimic. Oricum trebuie să am grijă la profă. Opa. Opa, nu știu unde... A, profa la televizor. Nu știam unde e profa și am crezut că, bă, vine la mine. Ce avem pe aici? Ok. Ok. Păi, cred că trebuie... Aici e închis. Trebuie să găsesc cheie sau ceva. Băi, era închis înainte. Ok. Hai să-i... A, cursa aia s-a folosit. Unde-i profa? Unde-i profa? Bă, profa o să vină la mine. Ia uite-o. Mă duc aici. Așa. Trebuie să găsesc o cheie sau ceva ca să pot să deschid ușa din spate ca să merg pe aici. Vedem noi. Ideea e că profa vine la televizor. Ce cu camera asta? Profa e în bucătărie. Bine că am plecat de acolo. Ia uite, bă, se uită la ea când dădea note 4. N-ai văzut așa ceva. Să vedem aici ce găsim. În primul rând îmi trebuie cheia verde. Ok. Să iau pe asta ca să merg în spate. A, lucrează ceva la aragaz. Ce faci, mă, fata, acolo? Mă duc aici? Să nu vii după mine? Uite aici un șezlong. Și asta pot să le iau. Ok, perfect. Okay, ușa asta n-am văzut până acum. Am luat un șezlong. De ce cheamă șezlong? Să pot să șez scurt? Bun, stai să vedem acum cum ajungem noi. Facem farsa la asta. M-aș duce aici, dar poate dau un freză cu ea. Mai sunt camere de văzut, dar nu știu. Să mă duc pe aici, nu știu unde este. Se plimbă așa după zi, dar toate camerele ei... A, merge, știu unde merge ea. Merge la acolo. Bun, hai să mergem noi aici, să vedem care e faza. Deci deschidem asta de aici. Bă, dă-te încolo! S-o schimba lacătul. Ce fac cu ăsta? Îl schimb, da. Și asta unde pun? Unde pun bateria asta? Hai de mine. Am putut să o pun aici?
Ok. Ce am făcut, măi? Disguise, torture chair, aspul chair. Și cu... Oh, trebuie să mai găsesc chestii, trebuie să mai găsesc chestii. Profa? Dacă vine. Mă duc pe aici, mă duc pe aici, mă duc pe aici. Mai îmi trebuie lucruri. Nu știu unde le găsesc. Mai sunt camere pe aici. Asta s-a dus la... Nu știu unde s-a dus, dar mă duc, mai sunt camere pe aici. Ideea este că scanul de tortură trebuie să... Ah, nu, nu cred că am făcut bine. Hai să vedem, am făcut ceva bine. Ban curentat-o, ban curentat-o, ești nebun? Vine ăsta repede, asta este ajut eu, asta este ajut eu. Se curentează și el. Bă, nu spune că am făcut... Bă, am făcut nivelul bine, mă, ești nebun? Bă, dar am făcut nivelul bine, practic fără hinturi. Hai că nu mă așteptam, am crezut că n-am făcut ceva bine, dar a fost destul de, de simplă treaba. Blow her up, o facem și pe ăsta. Bă, sunt faine astea farsele cu prof, e fain să le... Ce, e fain să faci farse din astea. La prof, mai ales că a început școala. Așa, ce urmează aici? Ia uite, bă, cum merge, scrie cu fița roșie. Merge să ia mere. De când i-are ia mere în curte? Ok. Zici că-ți cirește când le ia în mână. Alea le vrea, că-ți mai coapte. Alea le vreau. Dar cum ajung la ala ele? Cum ajunge? Asta te văd. Ce de care-i farsa? Find something to make holes the fruits. Ah, să găs, să-i stric fructele pe care vrea profa să le ia până ia o scară. Bun. Din câte mi-a spus voi, ce că aici supreș ar fi cheia. Bă, nu-i cheia. De la ăsta, bun. Ok. Du-te, du-te pe aici. Așa. Perfect. Scara asta e foarte convenabilă ca aici pentru mine. Prof, fac cu mustață. Aici nu-i nimic. Dar nu numai că nu-i nimic. Dacă vă mai țineți minte, aici mai găseam un ciocan, un ceva ca să deschid și eu lacătele. Bă, nu mai este. Nu mai este. Mă duc pe aici. Sunt mă puțin în camera de tortură. Prof, bă, prof, aș face mustața. E aici sus cu mine. Bă, 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 bă. O venit din baie. Poate să vină după mine. Stai să văd, să nu fac o prostie. În ce cameră merge asta? Asta e încuiat? Bă, nu știu unde merge, nu știu unde merge, nu știu unde merge, nu știu unde merge. Asta stau aici eu. Nu știu unde merge, că nu văd. Bă, exact aici a venit. Bă, ea chiar poate să vină după mine? Ați văzut-o? Ați văzut-o ce-a făcut? A mers pe geam. Timp ce o să meargă jos. Jos mergi, nu? Da? Eu mă duc înapoi sus. Hai de mine, ce nebună ai. Ce nebună ești. Să merge exact unde am căzut eu. Să mă caute. Doamna soară, nu vă supărați, dar chiar vreau să fac farsa. Aici avem ceva? Nu pare. Uite o șurbelniță, poate putem folosi. Ok. Asta e șurbelniță, zici că e țăp. Bun, să vedem unde mai putem să mergem. Aici nu-i nimic. Aici nu-i nimic. Le verificăm așa rapid. Uite, ranga, nu știu ce fac cu ranga exact, dar hai să o folosim, adică să vedem la ce folosim. Și dacă nici în camera asta de tortură nu este nimic, atunci noi o să mergem jos prin bucătărie, dar să vedem unde e și profa cu mustață. Unde merge ea, să vedem unde merge ea, că aș putea să merg prin bucătărie. A, merge, perfect, merge sus, atunci eu pot să cotrobă în toată bucătăria. Ha! Ideea este că, uite o cheie, n-ai văzut cheia asta până acum? Nu știu ce face cheia asta, dar bine că am luat-o. Bine că am luat-o, să avem și noi o cheie. Ok, nu-i nimic. Ok. Cam asta e faza, că de fiecare dată trebuie să te uiți peste tot. Așa. Așa. Bun. Aici nu-i nimic. Aici nu-i nimic. Cuptoarele astea nu-i nimic. Trebuie să am grijă să mă uit cu un ochi așa. Bă, uite bă ce dansează profa, dă-o încolo de profă. Așa. Bun. Bun. Hai mă. Hai. Se deschide asta. Friciderul? Ceva în friciderul? Asta nu pot să o deschid. Stai, să fac ceva. Eu pun un profă ca să cadă ea. Că ideea este dacă este curs acolo, dar dacă nu eu pun eu lui profă, nu se întâmplă nimic. Acum am cheia asta și știți la ce mă gândesc eu? Merg puțin în subsol. M-am văzut. Dar unde e profa? Unde m-am văzut? Unde e profa? M-am văzut. Bă, 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 bă. Bă! Vreau să fac ceva. Am mers noi în camera asta de aici. În următoarea. Era un lacăt și sunt curios dacă îl pot folosi aici.
Următoarea, cred că era. Uite aici, oare ăsta e de aici? Da, mă. Dar m-a ajutat la ceva. Adică e ceva pentru farsa asta? Bă, era... Bă, nu știu cum am gândit eu să folosesc așa ceva. Cred că asta e farsa pe care o să facem acum. Cred că ajunge. Să mergem jos, să vedem ce putem să facem. Faza este că am cutia cu bombe și cred că o să pun niște bombe în fructe și când profa o să le ia, o să pățească geacă. Dacă este acolo, mă durem să facem mai pe aici, pe jos. Ideea este că îmi trebuie cheia albastră. Ok. Așa. E ceva pe aici, pe jos, că de obicei este. Basement. Nimic, am basement. Vine profa cu mustața. Hai să mergem noi pe aici. Bă, și mine ăsta nu-i pornit. La aia nu veni frigul. Practic aș putea să merg pe aici. Ok. Să vedem unde e profa. Să nu mă vadă, că asta are ochi la spate. Uite, uite cum vine, uite cum vine, uite cum merge mustața. Și acum nu mai știu, nu știu exact unde era copacul, dar cred că e aici în curs undeva. Hai să deschid asta. În caz de îmi trebuie să merg, perfect. Dar n-am mai găsit niciun ciocan în jocul ăsta, mă credeți? Unde era copacul? Bă, nu știu unde e copacul. O fi în față? Că nu găsesc copacul. Îmi trebuie copacul ăla cu mere, dar nu știu unde este. Cred că mere erau. Ia să vedem să găsim copacul. Că nu știu unde e pe punctul, dacă știu. Adică mă gândesc că îl recunosc. Ia să vedem unde este. Aici nu e. Aici nu pare să fie. Adică trebuie să-l găsesc, mă, că e un copac. Sau poate le-o cules și nu, fructele nu sunt în copac și sunt cumva pe masă, pe undeva. Le-o cules de deja, nu? Nu? Că dacă nu băgăm un hint. Uite aici, basement, cu două chei. Mă plimbăm pe aici să văd. Bă, hai să mergem în casă. Mare rapid să fiu, că vine și asta. Rapid să fiu. Bă, am prins eu în cursă, dar am pus-o pentru ea. Hai să mergem pe aici, nu știu unde sunt fructele la asta. Ok. Unde le-au pus? Ia să vedem, le-au pus aici, că tot merge în camera asta. Nu, hai să dăm un hint, că nu știu unde este. La, zice, fructele sunt de unde profa poate să le spele. La bucătărie, a? Hai să vedem dacă sunt la bucătărie. Ok. Uite, bă, și nu le-am văzut prea acum. Am luat fructele. Vine, vine. Teverum, nu vine. Și-o luat fructele și acum o să punem... O să zic că-s cireși astea. Și acum o să punem bombe în ele. În fiecare fruct o să punem o bombă. Find a place to hang a bomb fitted fruit. Dar unde să punem până astea? Că habar n-am. Pick the bomb, fill your food and place them somewhere on Mystic and pick them up again. Unde? Hang the fruits to the tree on the left side of the sun at room backyard. Bun. Vreau să le pun în copac? Care, mă, copac? Vreau să le pun în copac. Da, unde, mă? Deci vreau să le pun apoi în copac fructele. Dar care era copacul fructe? Pe cuvântul meu dacă-l văd. Mamă, dar n-am auzit-o bine. Deci, pune fructele în copacul, în stânga de unde-i sona. Asta-i sona, nu? Și aia-i stânga. O fi pe aici, pe undeva un copac. Pe cum nu, dacă l-am văzut? Aici nu-i... Bă, stai, mă, cu... Care-i faza cu farsa asta? Că nu e așa ușor. Adică... Dar nu văd... Locolesc toate fructele, că măcar dacă ar fi un fruct, mă, ca să văd și eu. Uite și tu. Ia uite și tu. Unde ești, mă, fratele meu? Care, mă? O zi stânga de sonă, dar hai să vedem și pe ăsta dacă merg. Mamă, dar jocul ăsta iar începe cu din astea. Da, mă, dar îmi zice foarte clar. Îmi zice, ia fructele și până unde profa cu mustată poate să le ia din nou. Pune fructele în copacul, în stânga de la sonă, din curte. Păi nu am încercat toți ăștia. Să poate trebuie să mur pe asta ca să le pun. Nu știu care e faza asta. Să mur pe asta așa. Și așa să le pun, ha?
Am pus în sauna. Mă blochez aici dacă n-am grijă. Deci care m-a copacul, mă? Să fie ăsta, să mă dea așa de jos până sus. Uite, o mers. Du-te, mă, ce le-am lipit, bun. Bă, nu mi-am dat seama că, știți care e faza? Nu era nici măcar un... Nu era un fruct. Nu are niciun fruct în copac și dacă nu-i fruct în copac, vă dați seama că n-am cum să știu eu care e copacul, că tot arată la fel. Ăștia nu știu că-s copacul fructe, am crezut că-s așa ornamental, stejar, nu știu ce. Așa. Super tare. Așa. Space. Super tare, stăm aici. Să vedem farsa. Deci, practic, i-am pus fructele în copac și ele vede că-s acolo frumoase și-s cu bombe. Și cred că atunci când o să le iau să explodeze. Nu știu cum, dar vedem. Haide, profă, mergi. Am văzut ce spate are. Piciorușile subțiri. Ia să vedem. Mergi în curte la ea. Uite, știu, zici că e domnișoară. Vede fructele ce frumoase sunt. Vai. Și le ia. Și când explodează? Se aude ceva. Ce se aude? Mamă, ce tare! Ce tare! Că tot explodau și tot aruncau în sus. Uite cum se văd fructele. Și cine vin? Vin și albinele? Sau ce sunt alea? Bă, a fost o farsă foarte faină. Adică, practic am reușit să le fac am singur. Doar că, na, mi-am luat câteva hinturi pentru că nu prea înțelegeam eu care e faza. Mai avem aici o farsă de făcut pe care o vreau să o facem data viitoare. Nu știu despre ce este vorba, dar este asta. Queen of the Leaves. Asta deja începe toamna. Perfect, rupeți butonul de cocolai, scrieți în comentarii dacă vreți să mai facem episoade cu profa cu mustață. Și ne vedem data viitoare. Pa, pa!